În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața de veci? Iubiți credincioși, asta da întrebare. Iată că ne aflăm în postul închinat nașterii Domnului, un post în care Sfinții Părinți ne pregătesc sufletele astfel încât să nu treacă pe lângă noi sărbătoarea, pentru că au mai trecut și alte sărbători pe lângă noi și iată, suntem tot aici, iată că încă ne mai întrebăm ce trebuie să facem și trebuie să aflăm niște răspunsuri. Spuneam odată că Sfânta Scriptură este o carte cu răspunsuri pentru oameni care au întrebări. Una dintre întrebările pe care trebuie să le avem este chiar aceasta pe care un dregător, bogat, i-a adresat-o Mântuitorului. Și iată în câteva cuvinte despre ce este vorba. N-am să fac o exegeză pe text a cuvântului de astăzi, ci am să încerc să-l aplic în viața noastră. Se spune că odată la Mântuitorul a venit un dregător foarte bogat și l-a întrebat: învățătorule, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Și i-a spus Mântuitorul să nu fii desfrânat, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să nu fii mărturie mincinoasă și toate celelalte din decalog, toate poruncile, cele care sunt legate de relația noastră cu ceilalți oameni. La care dregătorul a spus: dar pe toate acestea din pruncie le-am ținut. Și Mântuitorul a zis: un singur lucru îți trebuie, vinde toate ale tale, împarte-le săracilor și urmează mie. Și atunci, spune Sfântul Evanghelist Luca, dregătorul acela a pus capul în pământ și a plecat mai departe pentru că era bogat foarte. Și Mântuitorul în urma lui a spus: cât de greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Și a continuat: mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și cei de față, oarecum speriați, au spus: atunci cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul i-a lămurit și pe ei, dar și pe noi, în același timp, spunând: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, de foarte multe ori am vorbit pe marginea acestei pericope, mai ales că este foarte aproape și de tânărul care a întrebat, ispitindu-l și zicând: ce să fac să moștenesc viața cea veșnică, decât că acolo Mântuitorul i-a răspuns cu parabola samarineanului. Sunt multe situațiile în care pe Mântuitorul l-am văzut înconjurat de iudei care vroiau să-l prindă în cuvânt, pentru că știau că le dă peste cap oarecum ceea ce propuneau ei din legea lui Moise. Ei care traduseseră toate poruncile aproape. Porunca a cincea, de exemplu, din Decalog, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu mai era porunca a cincea, era legea corbanului. Mi-aș permite să vă spun că era un fel de legea azilului. Adică cu ceea ce sunt dator să cinstești pe tată și pe mama mea, dau la templu și are Dumnezeu grijă. Cum am mai auzit pe acolo, zice: părinte, aș vrea să fac niște colivi pentru tata, pentru mama, pentru bunica. Și da, mă duc la techilie și le plătesc acolo să le facă. Măi copii, nu este vorba de bani, este vorba de jertfă, este vorba de un simbolism mult mai interesant. Am văzut pe cineva care era tot timpul în cimitir și după ani și ani de zile, după când de binecuvântare, mi-am dat seama că de fapt era profesionistă mamaia, n-am nimic cu ea, în sensul că era acolo ca să tămâieze. De ce? Zice: pentru că am înțeles că 40 de zile trebuie tămâiat. Da, și păi familia n-are timp și m-a trimis pe mine. Păi mă, fraților, acest îndemn a merge 40 de zile la mormânt
face o legătură între noi și celălalt, ne cere un act de jertfă, ne cere un timp pe care să-l jertfim, ne cere un lucru pe care trebuie să-l dăm și noi celorlalți. De ce? Ca să se stabilească o legătură. Chiar am să vă spun câteva cuvinte și despre partea socială a parastasului. Trebuie să înțelegem mai bine ce este un parastas. Și eu, care vă spun, sunt acum în fața dumneavoastră de 21 de ani, n-am înțeles decât acum vreo 3-4 ani, când cineva pierduse pe cineva foarte drag și spunea: părinte, eu venind de la groapă, zice, nu prea mai înțeleg pentru ce mai trăiesc. Am încercat eu să o îmbărbătez, dar nu cred că i-am dat toate răspunsurile pe care trebuia să le audă. Și după un an de zile, la parastasul de an, zice: părinte, să știți ceva, dacă nu erau atâtea parastase în anul acesta, 3 zile, 9 zile, 3 săptămâni, 40 de zile, 6, 3 luni, 9 luni, 6 luni și așa mai departe, zice, eu mă pierdeam. Dar zice, m-am luat întotdeauna cu pregătirea să iasă bine. Și zice, m-a scos din starea aceasta. Ei, aici am vrut să vă ajung. Ce este de fapt legea sau porunca? Nu este ceva pe din afară, așa cum v-am spus, că vezi, Doamne, zice, n-am timp să tămâi, lasă că se duce doamna cutare care a făcut și pentru cutare și pentru cutare. Își face, dar meritul este al ei și numai al ei, dacă știe să-și rupă din timp. Dacă a fost plătită pentru timpul acela, se stinge și meritul și banul și rămâne așa, ca la un scor nul, 0-0. Dacă nu înțelegem de ce facem anumite lucruri și dacă nu le facem, nu putem să venim așa ca la un chestionar și să spunem, cum mai aud așa pe la câte o slujbă, băi, ai adus coliva, da, și scrie acolo, că ia după internet e un tabel și face X, vinul, da, prosop popii, da, bandă o parte, plicul una alta. Asta înseamnă că ai bifat. Ai bifat și ai mers mai departe. Și unde este implicarea ta? Implicarea ta e că ți-ai consumat puțin timp și pixul ca să faci niște X-uri acolo? Nu. Nu ăsta este rostul. După cum nu ăsta este rostul poruncilor din Decalog. Și acum vreau să vă spun că după atâția ani de sinceritate în fața dumneavoastră, de-abia astăzi am priceput și eu ce este cu a avea și a fi. Și o să spuneți: bine, părinte, dar mata nu știi că ne-ai bătut la cap de atâtea timp. V-am bătut la cap, dar cu alte aspecte. Tocmai pericopa de astăzi este cea în care aflăm ce înseamnă a fi și a avea. Dacă citiți toate poruncile, cuprind în ele pe a fi. Eu sunt, așa începe, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, prima poruncă. Dar acum, trecând la poruncii pe care Mântuitorul le-a spus celui care vroia să aibă viață veșnică și i-a răspuns cu a avea la o întrebare, cu a fi, la o întrebare cu a avea. Zice, Doamne, ce să fac să am viață veșnică? Probabil că dacă ar fi fost întrebarea, Doamne, ce să fac să fiu veșnic, cred că altul era răspunsul. Dar la o întrebare care conține a avea, Mântuitorul i-a răspuns cu a fi. Să nu fii desfrânat, să nu fii mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și pentru faptul că bogatul acela a spus, dar pe acestea le-am săvârșit din tinerețea mea, Mântuitorul și-a dat seama că a ține poruncile pentru omul acela nu însemna decât o adormire a conștiinței. El credea că le-a împlinit și acum aflăm că nu le-a împlinit deloc. Pentru că nu le putem împlini decât cu a fi, nu cu a avea. El nu era un om bogat, avea bogății. Având bogății, vrea să aibă și mai mult, să aibă și viață veșnică. Adică să aibă și timp ca să le cheltuiască, probabil.
Ei bine, în momentul în care îi spune, vinde toate câte ai în partele săracilor și vino și urmează mie, era o invitație la a fi milostiv. Diferența între a avea bogății și a fi milostiv este o diferență ca de la cer la pământ. Este diferența între a împlini poruncile sau a le asista așa deoparte. Și la un moment dat, dacă vezi pe cineva, de exemplu, că nu ți-a, cum eram noi pe vremuri, că făceam naveta, că nu ți-a dat loc în autobuz, îi zici, știi, eu sunt mai bătrân și așa mai departe. Iubiți credincioși, a observa legea este un termen tehnic, dar ține de justiție, nu de dreptate. Noi suntem chemați să împlinim legea, adică ce? Să fim legea, să o împlinim firesc, nu pe din afară. De exemplu, firesc, am să vă dau un exemplu pe care l-am văzut astăzi de dimineață în altar. Cine i-a spus unei crăciunițe că se apropie Crăciunul? Nimeni. Dar a stat cu minte și și-a acumulat până când a venit Crăciunul și a înflorit. O să ziceți, părinte Mata, ai luat-o puțin razna, că n-a venit Crăciunul. Mă refer la catavasiile nașterii Domnului. Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din cerul întâmpinați-L. Până când nu a venit ziua de 21 noiembrie, intrarea în Biserica Maicii Domnului, această crăciuniță nu a înflorit. Și acum mi-am dat seama despre firescul lucrurilor. Așa ne așteaptă Dumnezeu să fim și noi. Să ne comportăm firesc. Atunci când constatăm o acumulare, trebuie să știm, să ne punem o întrebare. A cui este această acumulare? De ce? Pentru că, vedeți, tragem linie și ne dăm seama că după noi urmează alte și alte generații. De ce? Pentru că și noi urmăm după alte și alte generații de dinaintea noastră. Nu putem să fim contemporani până la capăt cu nepoții noștri. Ei au un drum care se încheie mai târziu decât al nostru. Și atunci, zice, toate ale tale, ale cui vor fi? Vedeți? Nu a întrebat cine le va avea, ale cui vor fi. Iată, tot ceea ce ne învață Scriptura se leagă numai și numai de verbul a fi. Dumnezeu vrea să fim, că de avut este un efect al lui a fi. Dacă ești serios, cu siguranță că Dumnezeu îți dă, dacă ești serios. Dacă ești milostiv, Dumnezeu îți dă ca să poți să fii milostiv, că nu poți să fii milostiv numai cu cuvântul. De exemplu, dacă vine un cerșetor și îți cere și tu te duci așa foarte milostiv și te apropii de el și zici, măi, dar tu te și îmbracă-te, vai, dar n-ai înghețat, măi, dar ai mâncat, du-te mai și mănâncă. Asta se numește că ești milostiv? Păi nu. Trebuie să-i dai omului ceva acolo ca să simtă. Pentru că altfel nu suntem împlinitori de lege. Și știm legea așa cum o știa și dregătorul acela bogat. Chiar ne mai și lăudăm, dar acestea din pruncie le știm și le și împlinim. Dar trebuie să ne întrebăm sincer, ce împlinim? Știți cum e cu poruncile? Este exact cum e cu frumusețea. Frumusețea nu este un lucru în sine, ci este un mod deosebit de a privi lucrurile. Porunca nu este nimic în sine, ci este un mod care ne trezește pe a fi când ne uităm la a avea. Când te uiți că ai câte ceva și bineînțeles că te ispitește imediat gândul, da, dar dacă dai pe ăsta ce o să mai ai și așa mai departe, n-ai făcut nimic. Dar dacă privești frumos porunca, nu o privești așa ca pe o corvoadă, ca pe un canon așa greu de dus, ci o privești frumos, să știți că se schimbă toată perspectiva. Dar nu numai perspectiva cu care ne uităm noi, ci și perspectiva lui Dumnezeu care se uită la noi. Pentru că Dumnezeu se uită la omul care știe să privească frumos.
Știți că modelele noastre în viață sunt diferite. Ce îmi place mie, altul, pe altul lasă rece. Ce este diferență? Lucrul respectiv? Nu, este același. Dar modul în care te uiți la el face diferența. Modul în care știi să ai răbdare într-un anumit moment face iarăși o diferență. Și astăzi ne cheamă Mântuitorul să fim. Din ce să fim? Din ceea ce avem. Se face un schimb. Acum noi suntem martorii unor vremuri care au fost întotdeauna, dar acum actualizat, cum e cu situația asta? E ca și când strămoșii tăi au avut 10 hectare de pământ arabil și te cheamă primăria și zice, îți dăm noi 500 de metri în centru. Schimbul s-a practicat întotdeauna, dar trebuie să știm la ce ținem. Cineva care știe că s-au spetit pe alea 10 hectare bunicii și străbunicii lui, bineînțeles că o să țină la ele. Dacă nu pune patimă, bine face. Dar dacă pune patimă, iar nu e bine. Important este să observăm legea în sensul creștinesc. Dacă e cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu mai e de dat încolo și încolo. Știu diversi părinți care stau odată la un copil, după aia la alt copil și așa mai departe. Sau pun copiii mână de la mână și, v-am zis, corbanul, adică legea azilului și așa mai departe. Trebuie să trăim frumos. A trăi frumos înseamnă a accepta frumos. A accepta neputința celuilalt. A lua un canon, dar nu în sensul unei corvoade, cum am spus, ci a lua frumos, a te uita frumos la el. Și atunci, victoria aceea face din a avea, face a fi. A fi om adevărat. A fi vesel, a fi bucuros. Deși poate că acasă n-ar fi niciun argument pentru altcineva în afară de tine să vadă de unde izvorăște bucuria. Bucuria este din a fi, nu din a avea. Eu unul personal cunosc toate categoriile de oameni, care mai de care, mai bogați sau mai săraci, și am constatat că a fi vesel și a fi bucuros nu ține deloc de ceea ce ai. Ține de o atitudine și, mai spus, ține de modul acela frumos în care știi să privești lucrurile. Dar iubiți credincioși, nu ne lasă Dumnezeu așa într-o vorbire numai despre a fi și a avea. La sfârșit ne dă cheia tuturor poruncilor. Atunci când întreabă cei care îl înconjoară, zice, cine se poate mântui atunci? Și Mântuitorul ne dă singurul răspuns adevărat. Ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Înseamnă în primul rând că nu așa cum gândim noi o rezolvare se face. Pentru că noi gândim o rezolvare cu mintea noastră. Gândim o rezolvare în sensul în care ne-ar face plăcere ca și vecinul nostru să constate o anumită schimbare sau îmbunătățire, să vadă toți din cartierul nostru cum suntem noi de harniși sau așa mai departe, dar ne lipsește ceva. Raportarea la faptul că numai în conștiința noastră trebuie să ne gândim dacă este bine sau este rău un anumit lucru. Am văzut foarte multe cazuri în care erau oameni care aplicau legea. Bă, dar o aplicau, nu se jucau. Gata, pe românește te-am prins, te-am ras și cu legea în față. Aveam, când eram mic, pe la cumpăna, un nene care amenda orice. Zice, tată, el era un bon om, așa, știți cum? Și zice, tată, eu te-aș ierta, dar nu te iartă legea. Nici o supărare. Pac, și stăia chitanța aia de 50 de lei. Băgai mâna în buzunar, băi, ani de zile se știa că omul acesta era un om drept. Da, vedeți, dreptul întotdeauna mă trimite către Ministerul Justiției, știi, nu? Dreptatea lui Dumnezeu e alta. După ce m-am făcut eu măricel, am aflat ceva. Că, de fapt, i s-au găsit niște chitanțiere neregistrate. Și atunci, stai și te gândești, cum este conștiința omului?
Pe din afară, așa, lumea nu-l mai judeca altfel decât ca pe un om drept. Dom'le, dacă e omul legii și aplică legea, asta e. Chiar dacă te amendase o dată de două ori și pe tine, ziceai, mă, asta a făcut pentru că e fișa postului. Eu n-am venit cu exemple acum mai noi, ca nu cumva să se simtă lezați cei în cauză și să-mi facă vreo reclamație, că după aia mă trăiesc în tribunale. Dar să știți că nu s-a cheiat așa nici cu chitanțierile acelea, că încă mai sunt moșteniri de la chitanțierile respective. Important e să trăim frumos. Nimeni nu ne poate interzice, chiar dacă în fișa postului nostru este un lucru foarte bine stipulat, nimeni nu ne poate interzice să ajutăm pe cineva. Ați văzut că și frații noștri care ne trag pe dreapta au un proces verbal și spun acolo câte puncte, câte cutare, cutare, sau poate să scrie avertisment. Nimeni nu îl obligă să facă de-a stânga sau de-a dreapta, ci pur și simplu legal este și așa, legal este și așa, dacă o luăm partea legală. Pentru că am vorbit de legea decalogului despre care Mântuitorul a răspuns dregătorului bogat. Este foarte important cum vedem legea, cum vedem relația noastră cu celălalt. Aici este mesajul Evangheliei de astăzi. Eu mă rog lui Dumnezeu să ne înțelepțească, să vedem partea bună și partea frumoasă a comportamentului dintre noi. Și în măsura în care știm să gestionăm această relație cu celălalt, cu siguranță că Dumnezeu ne va gădui să fim din a avea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.